Gândul cu care a pornit deputatul PNL în momentul în care a propus această lege a fost acela de a contracara prostul gust promovat astăzi pe toate posturile de televiziune și radio. M-am gândit să contracarăm puțin prostul gust de la televiziune și să aducem puțină cultură pe ecranele televizorilor din România. Sigur că era doar un început, 2 ore pe săptămână, dar mai important decât aceste 2 ore pe săptămână era semnalul pe care Parlamentul îl dădea că în România statul este totuși interesat de cultură și de ce li se transmite pe ecranele televizorilor propriilor cetățeni. Respingerea propunerii i-a lăsat deputatului un gust amar și niște semne de întrebare cu privire la nivelul intelectual al senatorilor. Este regretabil faptul că o instituție a statului care ar trebui să protejeze cultura, îndeplinindu-și astfel obligație constituțională, se pune de fapt pavăză și protejează prostul gust pe care îl vedem cu toții la televiziunile publice. Am fost foarte surprins de votul din Senat, mai ales că acum un an și jumătate Senatul a adoptat această lege înainte de a fi retrimisă spre examinare de către președinte. Votul dat de 90 împotrivă și 10 doar pentru lege mă face să mă întreb dacă calitatea intelectuală a parlamentarilor români este recția celor din Senat este suficient de bună pentru a reprezenta cetățenii. Pentru propunerea deputatului Selejan, Mirel Taloș, s-au înregistrat 90 de voturi împotrivă și doar 10 voturi pentru introducerea în mod obligatoriu a emisiunilor culturale și educative în grila programelor, televiziunilor și radiourilor din România.